nu doar la ceea ce înseamnă agricultură, doar și asta trebuie dezvoltat, este adevărat, nimeni nu neagă, fără agricultură nu poți exista. Dar trebuie să ne orientăm și la lucruri care țin de inteligența noastră. Și noi avem această inteligență. Poporul nostru are și dincolo de Prut și aici. Ea trebuie valorificată și mă bucur că noi am primit deja mai mulți bani din exportul de soc decât din exportul de Prut. Se va face cum se face la noi de obicei, întâi se va trage canalizarea, rămân, punem înapoi, pe urmă rămân ea și tragem apa. Vreau să știu. Și vreau să știu și totodată se va face și stația de stocare sau ce-o fie acolo. Trebuie o stație de pompare, da. Nu. Totodată sau facem iar când? Eu am tot o altă viziune față de ceea ce se face acum în Toșani. Eu toate chestiile acestea le prezentam la Consiliul de Hârtie, adică am format bugetul. Dacă o să fim la primărie, eu aș opri pe o perioadă mică toate lucrările ce sunt legate cu canalizarea, cu drumurile. E clar că trebuie să fie o continuitate. Trebuie de revizuit proiectul de canalizare, fiindcă s-a uitat pentru apele pluviale, la noi totuși statul e pe niște pluvine, ori o să fie sistemul de canalizare pluvial, ori canalul este rigole, alături. Acum în România sunt alături făcute. Nu se numește pământ, dar alături. O să hotărească proiectanții. După aceea trebuie de clarificat cu apa, fiindcă nimeni la moment nu cunoaște care situația cu apeductul existent, el e pentru apă tehnologică. N-am putut primi niciun document să-mi demonstreze schema, rețelele, ori document, dacă țările sunt alimentare, fiindcă totul altceva. Păi, eu nu cunosc lucrurile astea, când o să vedem, atunci nu e expus cum să trebuiască de reproiectat sistemul de apă potabilă și când s-au terminat absolut toate lucrările de infrastructură, drumul trebuie să fie făcut ideal. O să ne gândim, este așa o idee la mine, să facem și noi o centură a satului. Legea din 2016 cu codul transportului permite ca administrația publică locală din nivelul 1 să-și organizeze transportul public, nu de la Chișinău. Noi putem să găsim surse ca să pornim transportul care din dealul Amurs, poți deplasa transportul în alt capăt, satul s-a lărgit. E clar că trebuie de terminat căscăcea de drum între Dumbrava. Noi nu trebuie să uităm Dumbrava, tot e o localitate a comunei Trușeni. Și ele toate vor fi aranjate și vor fi consultări publice cu oamenii, cu locuitorii comunei Trușeni, ca fiecare locuitor trebuie să știe că în anul 2025 la dânsul să fie îndeplinită lucrurile. Omul trebuie să știe că nu poți tot satul da sau. Dar s-a zicat cu sectoare, satul are 5 sectoare, să luăm un sector și până când nu-l finisăm, nu ne apucăm. Omul trebuie să știe de lucrul acesta. Ar fi bine ca să tragem atenție mai satului vechi, pentru că este terenul care, adică casa de care, unde fundatura, unde 500 de ani și este sectorul nou. Asta una. A doilea, în sectoarele noi se poate de lucrat pe metodica cum s-a lucrat în Dumbrava, parteneriat public-privat. Oamenii care s-a permis și s-a cumpărat un loc de casă, s-a construit o casă, el o să mai găsească niște bani să alături cu administrația publică locală, să construim un drum, apeductul repede, canalizarea repede și noi putem de 2-3 ori mai repede. Iarăși fondul locului. Eu am spus, administrația publică, parteneriat public, este o schemă cum de returnare a banilor. La urma urmei, poate timpurile cine mai în vârstă. Eu țin minte, eram copil când părinții tot cumpărau hârtile astea de valori, zaimul, dacă țin smirul. Și apoi vine nevoie de bani. Și aici se poate de lucrat pe...
el scoate, noi vorbim chiar în sectorul nou, s-a tras țava asta de gaz prin pământ și a pus-o în pământ și s-a terminat. Păi iată atunci trebuie APL-ul să lucreze împreună cu noi. Adică când s-a pus țava, trebuie deodată de adunat bani de la lumii, că noi deja era adunat, dar fiecare va dă-ți un obrat să dăie bani.